Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să vă spun că este excepțional faptul că ne aflăm toți aici și că discutăm despre aceste teme, pentru că fără așa ceva lucrurile nu înaintează și asta știm din trecut. În al doilea rând, programul prezentat, pentru că eu l-am perceput ca pe un program turist în România. Nu discutăm neapărat despre înscrieri timpuri. Înscrieri timpuri este partea unui program. Cel puțin așa vreau să înțeleg eu că este mesajul pe care îl transmitem. Acest program este de o calitate deosebită, incontestabilă, nici nu are sens să mai discutăm prea mult. Cine nu aderă, să moară pe barba lui. Altceva nu pot să spun. Și aș vrea să-i felicit. Eu îl văd pentru prima dată, n-am prea fost implicat în foarte multe chestiuni asociative în ultimul jumătate de an și din toată inima felicitări tuturor celor care l-au gândit, care l-au prezentat și care fac dovada unei gândiri timpurii și a unei gândiri coerente, pentru că ceea ce avem nevoie este de un program coerent pe o perioadă mai lungă, nu bucățele de programe, de altfel foarte bune, dar care, ne fiind puse cap la cap, nu reușesc să aducă consistență. Deci, din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte clare. Ceea ce aș vrea să vă spun este că, deși spre exemplu, în Germania, turismul în anul 2009 a scăzut per total cu 6-7%. Deși TUI la nivel mondial a avut minus 14%, turismul intern în Germania a crescut cu 29%. 29% în 2009. Repet, în Germania, turismul intern, respectiv incoming-ul plus turismul intern. Este adevărat că ei probabil că la discuțiile pe care le poartă nu vorbesc despre o siglă, două sigle, trei sigle, șapte sigle, probabil că au trecut de faza în care se întreabă cine e primul, hotelierul sau agenția și toate aceste lucruri sunt de la sine înțelese. Numai împreună se poate face. Evident, agenția de turism n-are cum să trăiască fără hotelier. Lucrurile sunt de la sine înțelese și cred că ar trebui să terminăm cu toate tâmpenile cu care ne batem capul de ani de zile și să ne dăm seama că dacă nu mergem pe această chestiune de programe comune, coerente, unitare, n-avem niciun fel de șansă. Nu vreau nici să lungesc și nici să deturnez sensul acestei întâlniri excepționale și pentru care încă o dată felicitări din toată inima și o spun cu cea mai mare sinceritate și Corinei și Bloadi și tuturor celor prezenți, dar și tuturor celor din sală. Aș vrea să vă fac o mică propunere și să încercăm în foarte scurt timp să organizăm un forum similar care să plece de la o analiză a turismului românesc și a cui se adresează el. Și vă spun și de ce spun acest lucru. Și repet, nu vreau să deturnez sensul acestei întâlniri care este incontestabil corect. 60% din români în anul 2009 n-au făcut concediu. În anul 2010 acest procent va crește. Șomajul crește, cei care n-au făcut concediu nu l-au făcut pentru că nu l-au făcut, că n-au vrut să-l facă. N-au putut să-l facă. N-au bani să-l facă și vor avea și mai puțin bani. Deci bazinul nostru la care ne gândim astăzi sunt acești 40% care fac concediu. 40% din 20 de milioane sunt 8 milioane. Din aceștia, 80% fac concediu în România. Deci pe aceștia avem deja. Sigur că le putem schimba mentalitatea de a veni mai devreme, de a veni din timp și așa mai departe. Ceea ce, fără doar și poate,
este drumul corect. Mai avem 20% care se duc în străinătate și care, după cum reiese din studiul respectiv, spun foarte clar percepție, România e scumpă și proastă. Și sunt atât de încântați de această idee, încât cred că în anul 2010 nu și-o vor schimba prea ușor. Că mai adaptăm la prețul și, într-adevăr, prețurile sunt imbatabile, cele de înscrieri timpurii, dar cele de extra sezon. Și față de Bulgaria. Trebuie să și intre în mintea cuiva acest lucru, ceea ce nu se întâmplă. Deci bazinul nostru de astăzi, la care ne adresăm, este foarte fragil. În schimb, avem sute de milioane de oameni în jurul României care ar putea să vină aici. 80 de milioane sunt numai în Germania și sunt foarte călători. Și așa mai departe, Franța în special țările germanice, Austria, ar putea să fie niște bazine la care să ne adresăm cu o coerență similară și să luăm acest proiect, încă o dată felicitări, și să-i facem un copy-paste, dar bineînțeles de la alte premise plecând și așa mai departe, și încet, încet să-i convingem pe toți hotelierii de ceea ce a spus domnul Bucovală. Două chestiuni. Una, și dacă mi-i vând pe toți în înscrieri timpurii, so what? Pentru că am de câștigat. Și doi, prețurile pe care le dau în extra sezon și așa mai departe să fie valabile și pentru străini. Domnul Bucovală, nu sunt. Am vrut eu să vând prețurile de litoralul pentru toți în Germania. N-am putut. Nu-i valabil. Nu la dumneavoastră, nu vorbesc de dumneavoastră. Nu vorbesc de dumneavoastră și nici nu vreau acum să spun la X, la Y, la Z. Pentru că este Corina știe foarte bine că am rugat-o atunci. Corina, ești președinta Asociației Litoral. Este anormal ca prețul respectiv, care sunt pe diverse site-uri, să nu le pot și accesabile de către turiști eventual străini, eu să nu le pot vinde. De ce? Pentru că ăla are un pașaport de o altă naționalitate. Este absolut aberant. Încă suntem în stadiu în care prețurile nu sunt la fel pentru toți. Și cu asta am încheiat această deturnare, nu dorită, ci ca și sugestie pentru o următoare discuție, dar care trebuie să fie foarte curând. Și aș vrea să închei cu două chestiuni simple. În primul rând, degeaba vom avea programe coerente dacă nu vom avea servicii de calitate. Pare rău să o spun, dar avem de lucru foarte mult în această zonă, care este destul de complicată. Și nu putem rezolva repede, putem altceva rezolva puțin mai repede. Gândiți-vă, vă rog frumos, dragi hotelieri, stimați colegi, la modul în care agenții noștri de turism vând produsele. Și gândiți-vă la faptul că 2009 am avut la recepție de multe ori diferite prețuri mai mici decât am vândut în agenție și nici măcar nu puteam blama pe hotelieri, pentru că nici nu puteau să aștepte să se dărâme hotelul fără clienți, trebuiau să facă ceva, dar modul în care ajunge informația de la hotelier, decizia sa de a reduce mâine prețurile și cum ajunge până la client, este greoaie. De ce? Nu avem sisteme informatice integrate, nu avem un sistem unic de vânzări, gen Amadeus, WordSpan și așa mai departe, ca la zboruri, și acest proces este foarte greu. Hotelierul are niște contracte cu un tur operatorul nu e unul, sunt 10, și după aia ajungem în agenții care au în față nu un sistem, ci 10 numai pentru turismul intern și încă 30 pentru cel extern și încă unul pentru autocare și încă unul pentru avioane. Nu se poate vinde așa.